Stimați vlog spectatori, suntem într-un Suzuki. Mâine o să vă povestesc ce mașină, toate cele. Dar până atunci hai să vă arăt o dumă, să și cai cu mine. Și o să dau de la încălzirea în scaune, să văd cum reacționez. Deci încălzirea în scaune e aici. O să-i dau pe, îi dau pe low să nu se panicheze. Ia să vedem. Am aprins și lumina. N-ai nicio taia, vă-i place. Îți place tati să ai căldură? Îți place aici? Să ai căldură aici la lăbuțe? Îți place? E bine? Am și noi ceea ce credem că o să fie o chestie funny. Este de fapt o chestie foarte practică pentru Sășica. Încălzirea în scaune. Mâine, în vlogul de mâine, o să vedeți mult mai multe lucruri despre această mașină. O să plecăm cu ea la Păltiniș, o să ne distrăm super tare și vom trage niște cadre bestiale. Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori, Georgiana se ascunde după balon. Bun. Hello. În vlogul de astăzi vom face un unboxing la cadourile pe care le-am primit. Vă voi spune un concurs super tare, vă voi prezenta, vă voi expune, vă voi înțelegeți voi un concurs care are loc la mine pe blog și Georgiana ne va spune ce aplicații are în telefon. Dar până atunci vreau să mă o sau pe Sașa. Pentru că ea este partea cea mai drăguță din vlogul ăsta. Așa este. Să știți că vă citesc comentariile. Îmi pare că n-am apucat să vă răspund la ele în ultima perioadă, dar le citesc și râdem la ele și este super tare și mulțumim că o iubiți pe Sășica, mulțumim că ne urmăriți și că ne place și pe noi. Fâs! Da, e frică de balon, deci este mortală, da, frate. Da, e panicată. Stai aici cu minte. Bun. Păi hai să scăpăm de balon. Acesta este un cadou. Nu trebuie foarfecă. Hai de la zi, da. Că trebuie să schiezi. Sașa! Hai vină încoace, mami! Sașa! Este un ceva de la Huawei. Huawei! Suntem atașați de smartphone-ul nostru și ne-au trimis niște... Protecții de telefon, dar... Problema este că noi nu am avut până acum și nu știu dacă merge să punem. Oare merge? Eu nu știu dacă este și pentru Huawei. Îți mulțumim, dar noi avem iPhone. Noi avem iPhone, dar o să le dăm cadou. Aceste folii pot ajunge la voi. Dacă aveți telefon Huawei, ne puteți scrie. Sunt pentru... Astea văd că sunt de Samsung, nu mai înțeleg. P10, Huawei P10. Huawei P10. Care probabil e compatibilă și cu... Dacă aveți Huawei P10, scrieți-ne în comentarii și... Vi le trimite. Primii doi care comentează, voi veni să le ia de la noi sau ceva gen. Da, super tare. Mulțumim. Da. Aici avem ceva, nu știu de la cine. De la... Lorena Tipei. Da, Lorena Tipei. E tipa foarte talentată, care nu mai știți. Cred că e și un plic aici. Păi tocmai de-aia vreau să-mi fac cu noi. Și mă se mișcă Georgiana, mă se desfac și eu ceva. Asta l-am primit de la Hyundai. Kona, electric. Pe 27 februarie se lansează Kona electric. Mașină electrică. Care este? Mașină electrică, de la Huawei. De la Huawei, de la Hyundai. Care multe branduri cu H. Uite, căști. Scrie Lady Blue. Made with love și hashtag Ionesti și ce drăguț era împachetat, l-am desfăcut până să vi-l arăt. Wow! Wow, ce drăguț! Cred că nu mai am răbdare acum. One eternity later. Avem și o scrisoare. Bă, nu mai fi mă așa de răutăcios, frate. Nu mai fi răutăcios cu mine. Dragă Marian, știu că îți place să-i faci Georgianei cadouri speciale, de aceea am zis să vin în ajutorul tău cu mărțișor mai special. Cu siguranță îi vei aduce zâmbetul pe buze. Cu drag, Lady Blue. PS, Georgiana, oricât s-a rugat Marian de tine, donați share. Sunt numai și numai ai tăi. Ce mi-a trimis oare? Deci sunt pentru mine, nu sunt pentru tine. Mărțișor. Ce de tare este Lorena. Nu cred. Nu cred. Vai, mor. Deci trebuie să vedeți asta. Mi-a trimis niște lenjerie intimă pictată cu Kinder Bueno. Chiloți cu Kinder Bueno. Dar ce mișto e materialul. Chiloți fain pentru om fain. Ce mișto e materialul. Deci sunt cu Kinder Bueno și cu Taste My Hugo. Cu Hugo, mă, că știe că Ionescu îi plac Hugo.
Da, mai da pe spate. Foarte mișto. Chiloții, de unde ai luat? Că sunt material de la... sunt bumbac de la mișto de tot. Poate tare, Lorena, Lorena ești bestială. Cam tare. Bun, și acum partea cu concursul. În descriere veți găsi un link către un articol pe care l-am scris eu astăzi despre mine și despre Ionesca. Iar în acel articol am un concurs pentru voi, iar acela dintre voi care va câștiga acest concurs va primi praline pentru tot anul, pentru toate ocaziile care se vor ivi de-a lungul acestui an. Veți câștiga praline, adică va câștiga praline. În descriere este articolul. Dacă nu vreți să participați la concurs, poate puteți comenta ca să mă ajutați pe mine, pentru că îmi veți da niște idei de surpriză. Veți vedea despre ce articol, eu cred că o să vă placă. Deci, încă o dată, în descriere găsiți articolul respectiv. Paraline pentru tot 2018. De la Candiaș Primola. Candiaș Primola, da, nu știu. Poți mănânci o niște bomboane? Da, nu știu. Da, normal. Doamne și domnilor, în descriere. Doamne și domnilor, în colțul din ăsta, colțul ăsta de aici, veți vedea ecranul Ionescăi. Georgiana. Da. O recunosc că este foarte dezordine. Mi-am făcut la un moment dat niște foldere, dar nu le-am mai, nu le-am mai ordonat. Na, nu aș putea să spun că le-am pus într-o ordine anume. Avem, na, partea de sus, unde sunt mesaje, foto, camera, bla bla. Pe social am băgat, am Messenger, FaceTime, WhatsApp și Snapchat. În utilities am clock, calculator, mă rog, chestii de la, din telefon. Am partea de music, unde am SoundCloud, iTunes Store, Music, Shazam și YouTube. Wallet, whatever, ăsta e de la iPhone. De la iPhone. Am, mă rog, aici am Productivity, unde am Mobile Pocket. Ăsta este o chestie foarte interesantă. Este o aplicație în care vă puteți băga toate cardurile pe care le aveți. Și, practic, nu mai aveți cardurile, nu mai țineți cardurile după voi. Da, și mergeți, doar scanezi codul. Exact, și... doar scanezi codul. Adică, uite, spre exemplu, la cardul de IKEA Family, dau telefonul și îmi scanează codul. Asta e super tare, aplicația asta. Ia uite. Mai departe, am partea de navigation, unde am Google Maps, Maps, Bucharest City și Clever Taxi. Aici ar trebui să fie și Waze, dar l-am scos de acolo că mi-e mai complicat să-l așa. Am Duolingo, asta e o aplicație foarte mișto și poți să înveți diverse limbi. Spre exemplu, eu am începusem să învăț italiană și vă sfătuiesc dacă vreți să învățați, este chiar super tare. Intrăm în folderul de fotografii. Recunosc că multe din ele le-am instalat și nici măcar nu le-am încercat. Ce folosesc eu foarte mult este Snapseed, mai foloseam Mixtures cândva. Mai am aici Kira Kira, care dă chestia aia cu glitter și așa. Facetune ăsta l-am luat, dar nu l-am folosit. Beauty Plus este tot o chestie unde îți dă un fel de un efect ăsta de... pe poze de... cum îi spune? Îți finisează fața? Da. Și o face de păpușă. Da. Georgiana a instalat pe Kira Kira. Kira Kira e o aplicație care îți identifică sursele de lumină din poză. Da, și le transformă bling. Și le face așa steluțe. Super. Da, foarte mișto. Că da, costă, nu? Da, costă 10 lei sau ceva de genul ăsta. Găseți în App Store, vedeți. Da, le vedeți în App Store. Multe din astea sunt free. Mi se pare că Beauty Plus și Kira Kira au costat. Mai am Prisma, Boomerang, whatever, Photoshop Fix și Photoshop Express. Nu le-am folosit, le-am luat pentru că am văzut la cineva și da, eram curioasă. Așa, și mai am PicLab, care nu știu ce face. Da, deci singurele pe care le folosesc sunt Snapseed și Mixture. Le folosesc și VSQ-ul ăsta, sau cum neva se zice. Nu știu niciodată, nu știu cum se pronunță. Așa, după care am zona de shopping, unde am diverse chestii. Deci, hai să luăm cu începutul. Da. Ai IKEA Store, Lidl, Stradivarius, Zara, Emag, Bershka, H&M, Mango, Fashion Days, Scan&Pay, asta e aplicație de la Kaufland. Am făcut și un clip. Căutați Scan&Pay mai aici pe YouTube să vedeți care e faza cu ea. Așa, Pull&Bear, Shed, o să vă explic cum e atunci. Ce e și Asos? Shed este un fel de... este o aplicație unde poți să-ți pui haine de vânzare. Am instalat-o la un moment dat că m-am auzit în birou și eram curioasă, nu mi-am pus nimic la vânzare, nici n-am intrat să cumpăr ceva, m-am uitat doar să văd cum arată aplicația. După care am zona de travel, unde am Airbnb, Skyscanner, Booking și Momondo.
Bănuiesc că sunteți familiar cu toate cele patru, deci nu intrăm în detalii. Am LinkedIn, ok, whatever, aplicația de ceas, Waze-ul pe care chiar îl folosesc foarte des, Instagram, Facebook page-ul pe care m-ați putea, Marian, să-l instalez pentru pagina mea de Facebook, Netflix, evident, Uber. În bara de jos e foarte interesant de văzut că Georgiana are Facebook în bara de jos. Safari, mail-ul și telefonul. Suntem foarte diferiți din punctul ăsta de vedere. Tu ce ai în bara de jos? Pentru că eu în bara de jos, așa cum am zis și la clipul pe care l-am făcut, okay, am telefonul, browser, Chrome, Note și Safari. Două browsere. N-am Facebook, n-am mail. Da. Eu, la mine e o chestie că m-am obișnuit ca ele să fie cumva pe diagonală. Și Facebook, Instagram. Da, Facebook, Instagram. Și dacă îi schimb locul, nu... În fine. Așa. După care am trecut în pagina a doua, unde am așa, o aplicație pentru fete. Asta e foarte bună pentru fete, unde îți arată exact când trebuie să-ți vină menstruația, cât ți-a întârziat, în fine, e foarte, foarte utilă. Am aplicația de health pe care n-am folosit-o în viața mea, am imobiliare.ro pentru că ăsta este un secret. Mă rog, a fost un secret. Îmi place foarte mult să stau să mă uit pe imobiliare. Mă relaxează foarte tare. Altele stau pe Pinterest. Da, eu mă uit pe imobiliare. Am WeTransfer. Asta e aplicația de home din Apple, da? Da, ăsta de când e un joc, dar nu l-am mai jucat de mult. Dropbox, cu Arsa, nici măcar nu știu ce e, sincer. Pinterest, Taxify, asta ar trebui să-l mut de aici. Activity, FaceApp, FaceApp, City Essence. Astea sunt multe din pe care le-am din telefon. Magic, whatever, este salonul de muncă și îmi fac unghiile de foarte, foarte mulți ani. Clips, iMovie, iTunes, Numbers, astea sunt multe, multe din telefon. Da. Hip Menu, Mobile Iron, ăsta este o aplicație pe care mi-am să o aduce de la birou ca să pot să am mail-ul de la birou pe telefon. Bine, este o aplicație foarte interesantă. Este o aplicație în care poți să îți selectezi țările în care ai fost până acum. Eu am fost 11 țări până acum. Și da, noi avem și o hartă răzuibilă fizic, dar n-am folosit-o. Am Gmail, o aplicație de Gmail. Kudak Pro este o aplicație tot de foto. Ar trebui să o mut, în care, mă rog, nu știu dacă se deschide, faci poze și ți arată ca și cum le-ai face printr-un... aparat clasic. Da, aparat clasic. De la film. Da, da, da. Ok. Vezi că atunci când este așa, trebuie să dai swipe-ul din... Așa. Segway, asta e aplicația de la trotinetă. Și mai am Bringo. Și cam astea sunt toate aplicațiile mele din telefon. Deci, după cum veți observa, este un clip super light, pentru că Georgiana nu are atât de multe aplicații. Da. Ai totuși mai multe decât Backpack Your Life. Dacă n-ați văzut clipul pe care l-a făcut Cătălin, trebuie neapărat să intrați la el pe canal să vedeți. Are 6 aplicații. Nu știu cum să fac. Da. Nu știu ce vrei să faci. Vreau să opresc ăsta, să nu mai filmez. Păi, te duci. Da, ieși și dai stop. Okay. Și acum va fi salvat în Photos, Doamne ajută, ca să nu fim nevoiți să mai tragem chestia asta încă o dată. O să salveze. E ok. O să salveze. La un moment dat, sper. Da. Sau nu. Bă, da, să vezi. Bravo. 6 minute. Bun. Păi, acesta a fost vlogul de azi. Acestea sunt aplicațiile Ionescu-i pe care le are ea în telefon. Odată cu acest clip mi-am dat seama că n-am mai avut grijă de folderele mele și că este un pic de dezastru. Eu am 4 pagini de aplicații, 5 pagini de aplicații. Da, da, tu nu le ai gen puse pe... Am și foldere. Da, da, ai văzut că la mine multe dintre ele sunt în afara folderului pentru că n-am mai avut timp să le aranjez, dar... Acesta a fost vlogul de azi. Mulțumim pentru cadouri tuturor. Lorena, ai fost super amuzantă, chiar foarte am râs. Amuzantă. Nu uitați de concurs, link în descriere. Chiar vă foarte rog să participați, să-mi dați idei de surprize. Ce să mai... Sper să vedeți niște idei super tare ca să fac o chestie super tare. Încă o dată, acesta a fost vlogul de azi. Dacă nu sunteți abonați, dați și voi un subscribe cinstit să ajungem și noi la 50.000 de fani, 50.000 de abonați. În momentul în care vom avea 50.000 de abonați, vom face o petrecere la obor cu Mititei pe banii mei și un like la clip, alea. Acesta a fost vlogul de azi. M-am pupat și ne vedem la Păltiniș. Mâine mergem la Păltiniș. Păltiniș. Astăzi mergem la Păltiniș și nu mergem pe Foriș. Doamne ferește. Recunoașteți mașina. Ia zi-mi să știi că cum e treaba aici, s-a încălzit?